Inspectorii de muncă au aplicat în cursul lunii martie amenzi de peste 130.000 de lei pentru munca la negru. Reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Muncă Sălaj au controlat în cursul lunii martie în domeniul relațiilor de muncă 166 de agenți economici. La opt angajatori au fost identificate 13 persoane care lucrau fără forme legale de angajare, fiind sancționați contravențional cu amenzi în valoare totală de 130.000 de lei. Tot cu această ocazie, inspectorii de muncă au sancționat cu suma de 4.500 de lei trei agenți economici pentru nerespectarea dispozițiilor privind repausul săptămânal. De asemenea, pentru necompletarea elementelor contractelor individuale de muncă în Registrul General de Evidență a Salariaților în format electronic, respectiv netransmiterea acestuia la termenele legale, doi angajatori au fost sancționați cu amenzi totale de 10.000 de lei. În domeniul securității și sănătății în muncă au fost controlate 97 de unități, fiind aplicate amenzi în valoare de 30.000 de lei. Pentru nedepunerea în termenul legal a raportului de activitate semestrial de către serviciile externe de prevenire și protecție, lipsa materială Materialelor de instruire în domeniul SSM, precum și pentru neprezentarea documentelor solicitate la control.